Viața mea tu mi-ai schimbat, Iisus. Viața e un dar. Aș putea să scriu o carte. Ai făcut un om nou din mine. Asta da viață. Dar eu ce să fac cu viața mea? M-am cam săturat de viața. Dar viața asta e frumoasă. Se mai poate schimba ceva în viața asta? Vieți transformate. Stimați ascultători, din nou bine v-am găsit la Radio Vocea Evangheliei, emisiunea Vieți Transformate. Invitata noastră din episodul anterior, doamna Eva Tiponuț și Ioan Ciobotă, realizatorul emisiunii. Doamna Eva Tiponuț, am rămas în episodul trecut la momentul din 1989, puțin înainte de Revoluția din 1989, după ce ați dorit să nu mai fiți secretară de partid, erați secretară de partid la o mare întreprindere din Timișoara, la întreprinderea IAM din Timișoara, ați dorit să nu mai fiți secretară de partid și Dumnezeu v-a împlinit această dorință. Și tot în acea perioadă foarte fierbinte, înainte de Revoluția din 1989, împreună cu fiul dumneavoastră ați decis să mergeți într-o zi la o biserică de pocăiți din Timișoara, în dorința de a-L căuta pe Dumnezeu, de a-L găsi pe Dumnezeu. Dacă putem să ne întoarcem puțin acolo și eventual să trecem puțin în revistă lucrurile discutate în episodul anterior. Deci aș vrea să mă reîntorc la câteva lucruri pe care le-am spus rândul trecut și să reamintesc ascultătorilor noștri că am zis că am făcut parte dintr-o familie cu oameni morali. Am avut o educație nu religioasă, nu l-am cunoscut pe Dumnezeu, dar am fost învățată să fac lucruri corecte, bune, să fiu cinstită și așa mai departe. Am parcurs anii, școala, facultatea, axându-mă pe activități politice. Și această educație, mai mult din școală decât cea de acasă, mi-a deformat, de fapt, gândirea mea, a deformat însăși ființa mea și am devenit un om ateu. Ajungând, după terminarea facultății, la întreprinderea IAM din Timișoara, acolo am avut acele ambiții, acele dorinți ca să mă afirm pe linie politică, fiind, bineînțeles, femeie, neavând poate o deprindere în domeniul ingineriei, preferam să merg pe această linie și să am acest drum de afirmare. Lucrurile s-au decurs de-a lungul anilor și am ajuns într-o stare în care mi-am dat seama că, de fapt, în viața pe care o trăiesc eu, nu este o viață care ar putea să-i placă lui Dumnezeu. Și aici aș vrea să reamintesc că un fapt, că foarte mulți oameni morali care spun că n-am furat, n-am mințit, n-am luat bărbatul nimănui, n-am omorât pe nimeni, dar de fapt ei trăiesc o viață care înaintea lui Dumnezeu este o scârbă. Și să știți că lucrul acesta am trăit-o eu. De-a lungul acestor evenimente, Dumnezeu s-a prezentat în viața mea, au contribuit la acestea frații mei, pot spune acum, care erau atunci colegi ai mei în fabrică, și astfel
l-am cunoscut mai mult pe Dumnezeu. Apoi a apărut acea stare imposibilă a vieții mele, care îmi impunea să iau o decizie fermă. Sigur că îmi venise chiar și un gând al sinuciderii, ca în final, îndemnat de copilul meu, să aleg să-L caut pe Dumnezeu. Și am fost cu el într-o biserică baptistă, Betel. Apoi mi-am dat seama că de fapt Dumnezeu făcuse o revoluție spirituală în ființa mea și că multe ziduri au fost dărâmate în mintea mea. Și în această stare m-a prins, sau cum să zic, am întâmpinat eu de fapt acea revoluție din 89, din decembrie. Și atunci, încă o dată, ca și om care mi-am dat seama că este momentul ca lucrurile să se schimbe, am văzut mâna lui Dumnezeu. Și, mă rog, pe parcursul evenimentelor am participat cu tot sufletul meu la tot ceea ce se putea în întreprinderea mea, în marșurile care au fost, în veghea aceea, în piața Victoriei. Toate acele lucruri care poate acum au devenit o amintire, dar au fost niște lucruri care au marcat viața mea. Și, bineînțeles, am hotărât să îl urmez pe Iisus Hristos. Și, în final, am mers la Biserica Agape, unde am făcut legământul cu Domnul Iisus și unde apoi am urmat să-L caut zi de zi, clipă de clipă, pe Domnul vieții mele, care, într-adevăr, mi-am dat seama că a făcut o schimbare radicală. Și, bineînțeles, soțul meu, care nu avea asemenea convingeri, a fost foarte surprins de hotărârea mea, dar din anumite motive nu m-a reținut, fiind și el fiu de preot ortodox. Sigur că n-a avut îndrăzneala să-mi spună să nu-L urmez pe Dumnezeu, dar nici nu a vrut să facă pasul pe care l-am făcut eu și Sebastian, copilul meu. Și bineînțeles că a urmat o perioadă în care lucrurile în casă au fost puțin mai diferit decât înainte. Și eu, în primii ani, primele luni, aș putea spune, atunci când veneam de la biserică și eram cu așa o bucurie și așa o dorință de a-L prezenta pe Iisus, eu îi spuneam soțului, predica, îi spuneam cam tot ce am simțit eu în biserică. Deci încercam să îi transmit lucrurile indirect. Acestea au mers o vreme, dar de la o vreme el s-a înfuriat și mi-a interzis categoric să mai vorbesc.
Și am fost foarte surprinsă, dar am tăcut, bineînțeles, și din clipa aceea nu i-am mai vorbit din Biblie. Și m-am rugat, am vorbit și cu alți frați și mi-au sfătuit că e bine, e mult mai bine, de fapt, ca eu să fiu lumină și astfel să-l câștig pe soțul meu pentru Hristos. Și sigur că lucrul acesta mi s-a părut bun, dar eu pe vremea aceea nu puteam împlini. Și mai degrabă m-am simțit frustrată, m-am simțit respinsă și m-am îndepărtat. Și între noi a existat un zid. A existat acel lucru care nu trebuie să existe între un soț și o soție, care, conform Bibliei, este un singur trup. Din ce învățam cuvântul lui Dumnezeu, din ce îmi dădeam seama că eu nu pot să împlinesc anumite lucruri pe care Domnul Iisus mi le cere. Și lucrurile acestea mă frământau și îmi puneam întrebări. Dar n-am știut decât puțin mai târziu că de fapt Domnul Iisus avea ce avea să lucreze în viața mea. Și că eu, după dorințele mele foarte mari și foarte rapide, nu puteam ca într-adevăr să-l iau pe soțul meu și să-l duc într-o biserică și să-l fac creștin. Acest lucru numai el putea să facă, Domnul Iisus. Prin mine poate, poate prin alții, dar într-un alt mod decât o abordați până atunci. Și atunci am început să mă rog. La început, bineînțeles, mă rugam ca Dumnezeu să-l schimbe, ca Dumnezeu să-l facă așa și așa cum credeam eu că ar trebui să fie bine. Dar tot Dumnezeu mi-a descoperit că, de fapt, eu trebuia să mă schimb și că lucrarea pe care El avea de gând să o facă nu era chiar problema mea. Și aici aș vrea să încurajez femeile care poate sunt în situația mea, pentru că noi de multe ori dorim și e o dorință bună. Sigur, când îl găsești pe Dumnezeu, primul lucru e să dai ființei celei mai dragi lucrul acesta. Dar Dumnezeu ne cere înțelepciune și s-ar putea ca Dumnezeu într-adevăr să folosească pe soțul tău sau pe soția ta ca și un instrument de șlefuire pentru tine, de formare. Și lucrurile acestea eu le-am înțeles puțin mai târziu. Dar, slăvit să fie Domnul, este așa de minunat. Mi-a descoperit aceste lucruri. Am înțeles că eu va trebui să trăiesc până în momentul în care El va hotărâ lucrul acesta prin credință. Și la început trebuie să vă mărturisesc și iarăși este un lucru pe care noi de foarte multe ori creștinii poate nu înțelegem, dar eu nu-l puteam vedea pe soțul meu creștin. N-avea cum să lucreze Dumnezeu la inima lui din moment ce eu nu credeam lucrul acesta că el ar putea deveni creștin. Și când am descoperit lucrul acesta, din nou m-am rugat Domnul Iisus și pot să mărturisesc că
de-abia acum, spre sfârșitul acestei perioade, simt acest lucru și simt în duhul meu, așa cum spunem noi creștinii, că acest lucru este într-adevăr realizabil și doresc și acum parcă și văd prin credință, așa cum noi, spune cel neprihănit, va trăi prin credință, să văd lucrul acesta, ca să nu opresc acea lucrare extraordinară care Dumnezeu pregătește pentru soțul meu. Sigur, am vrut să fiu o soție perfectă, am vrut să fiu o soție în toate, fără cuvinte, nu am reușit. Nu am reușit. Pentru că mi-am dat seama din nou că sunt dorințele mele, strofocările mele și fără ajutorul Domnului, lucrurile acestea nu se pot întâmpla. Și din nou am cedat și din nou am venit la cruce și din nou am luat de la început și din nou mi-am cerut iertare Domnului și m-am pocăit. Și Domnul a fost așa de minunat că a îngăduit ca să fiu într-o lucrare cu femeile creștine, într-o grupă de rugăciune, ceea ce niciodată nu aș fi putut gândi că voi putea să o fac cu un soț care nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Sigur, acest lucru cere o jertfă, cere ca să fie cu lucrurile, mă rog, și din casă, în rânduială, să fie și soție, să fie și mama, dar vreau să încurajez din nou femeile. Este extraordinar că noi, ca și mame, ca și soții, înțelegem aceste lucruri și lăsăm ca Dumnezeu să-și facă lucrarea în familiile noastre și noi, pe genunchi acolo, la cruce, strigăm către Domnul. Deci, în această fază sunt acum soțul meu, dar mărturisesc astăzi în credință că eu îl văd ca și copil al Domnului, ca un om întors la Dumnezeu cu toată inima. Și aștept acea clipă cu foarte mare dorință. Fiul dumneavoastră este un copil al lui Dumnezeu, așa cum spuneți. Fiul dumneavoastră, de asemenea, l-a cunoscut pe Dumnezeu într-un mod personal? Da, deci așa cum am spus, el a venit atunci cu mine la biserică. După aceea am mai fost în câteva biserici pentru că eram necunoscătoare. N-am fost nici în bisericile catolice, că mama mea era catolică, n-am fost nici în bisericile ortodoxe pentru că nouă ne era interzis acel lucru pe acea vreme. Și eram doritoare și am ajuns în biserica Agape, unde era cu mine Sebastian și unde la o chemare ne-am predat inima Domnului. Și el a parcurs duminică de duminică, când era zi de program, venea cu mine la biserică și sunt sigură că îl iubește pe Iisus Hristos. A crescut și la 18 ani, așa cum i-a promis Domnului, pentru că atunci a vrut să se boteze cu mine. Deci după 4 luni, după predare, m-am botezat. Nu s-a putut, dar la 18 ani a făcut legământul cu Domnul și îl slujește pe Domnul cu dragoste. Cum au perceput cei care vă cunoșteau această alegere care poate părea pentru unii o nebunie? Da, într-adevăr, ca o nebunie, pentru că aș vrea să mă reîntorc acum în întreprinderea unde am fost.
După întoarcerea mea, vă dați seama, mulți mi-au întors spatele. De multe ori trebuia să traversez curtea întreprinderii și mulți nu răspundeau la salutul meu. Mulți își puneau tot soiul de întrebări. Mulți mă întrebau ce păcat mare am în viața mea de am făcut o astfel de alegere. Și mi-am dat seama că va trebui să le vorbesc. Fiind și cu puțin timp înainte de Revoluție, perioada era foarte tulbure. Poate mulți au interpretat-o altfel, poate au spus că ați încercat să scăpați de faptul că fuseserăți ani de zile secretar de partid și v-ați dat cu celălalt partid acum. Cu siguranță au fost oameni care au gândit și așa. Da, sigur că da, cred. Nimeni nu mi-a spus în față, dar cred că s-au petrecut și astfel de lucruri. Adică știu că multe lucruri se spuneau în spatele meu. Dar atât de mare era dragoste pentru Iisus Hristos, atât de minunat era acea perioadă, că eu cred că orice s-ar fi spus la adresa mea nu mai conta. Și știu că am trecut acea perioadă într-o foame după cuvântul lui Dumnezeu și într-o dorință de a-L cunoaște. Așa să spun un mic amănunt, deci mergeam într-o grupă de rugăciune, eram câteva femei creștine din Faem și ne întâlneam într-o grupă de rugăciune tocmai la capătul celălalt al orașului și nu mi-era greu să o parcurg. În fiecare vineri ne întâlneam acolo și multe alte lucruri, pentru că la un moment dat au fost cuvinte destul de grele, fățișe spuse de colegi, de superiori care până atunci, mă rog, mă respectau cum se obișnuia ca lumea să se respecte, ca, mă rog, pentru că ești soția cuiva sau pentru că ești într-un anumit post sau pentru că te consideră capabilă. Dar poate a fost și oportunitatea în care Dumnezeu ne-a îngăduit să vorbesc de Iisus și să arăt că este singura cale. Și nu mai conta, de fapt, ceea ce ei au gândit, pentru că eu ceea ce găsisem era incomparabil cu ceea ce puteau oamenii să îmi ofere. Și acest lucru aș vrea să-l accentuez. Chiar acum mi-aduc aminte de versetul: să avem această bogăție a lumii întregi, da? Parafrazez versetul. Cu ce aș putea să fiu eu fericită dacă sufletul meu, dacă sufletul meu s-ar duce în iad, în ghena? Și nu mi-a păsat de lucrul acesta. Bineînțeles că și părinții mei au fost împotriva, foarte împotrivitori. Neamurile soțului meu, părinții lui, pe vremea aceea, au fost foarte împotrivitori. Deci a fost o avalanșă de împotriviri. Dar când Dumnezeu îți spune acolo, în inimă, niște lucruri, când vezi lucrurile care ți le poate El oferi, nu le mai poți pune în balanță. Oricum, drum de întoarcere nu mai era. Și o vreme așa au ținut părinții mei, bineînțeles, cu morală, cu supărare. Și Dumnezeu mi-a dat răbdare pentru ei să aștept ca lucrurile să se mai liniștească. Și apoi am îndrăznit să le vorbesc într-un anumit fel cu ei despre Iisus. Și știu că mamei mele i-am spus un lucru, ea a spus că ea este credincioasă, că
mă rog, era catolică, v-am spus că ea merge la biserică, că ea crede în Dumnezeu, că ea în fiecare zi face rugăciune și mi-a scos o cărțulie de rugăciune. Și mi-a spus, uite, eu de 50 și ceva de ani, de când sunt credincioasă, eu în fiecare zi am citit aceste rugăciuni, tu să nu vii să-mi spui de Dumnezeu, de Dumnezeul tău. Și atunci am spus un lucru care cred că pe mama mea a determinat-o să întoarcă la Dumnezeu. Am spus, mama, în acest 50 și ceva de ani de când tu spui că te-ai rugat din acea cărțulie, în fiecare zi ai avut aceeași stare? În fiecare zi ai fost așa cum ai fost și în celelalte zile? Ce nu-ți înțeleg întrebarea? Fiecare zi ai fost supărat, în fiecare zi ai fost bucuroasă, da? Deci, în fiecare zi tu ai spus aceeași rugăciune. Și atunci ea s-a uitat la mine și zice, acum ce îmi spui tu mie, Eva? Zice, acum cred, zice, ceva că se întâmplă în mintea mea. Și s-a și întâmplat. M-a cadurat puțin mai mult, s-a îmbolnăvit, dar oricum pe patul de suferință l-a primit pe Iisus Hristos și a fost botezată. Iar tatăl meu, după moartea mamei mele, a trecut și el printr-o perioadă grea, dar și-a dat seama că alegerea cea mai bună este Dumnezeu și s-a ancorat în Dumnezeu. Și deși era într-o stare foarte deplorabilă după moartea mamei mele, Iisus Hristos a fost cel ce l-a ridicat și l-a pus acolo pe stâncă. Și el este astăzi slujitorul Domnului, este botezat și este în biserică cu mine și cu fiul meu. Doamna Eva Tiponuț, mărturia dumneavoastră în ceea ce privește întoarcerea la Dumnezeu și modul cum l-ați cunoscut pe Dumnezeu, într-un fel aparte, ca un Dumnezeu personal, ca un Dumnezeu viu, ca un Dumnezeu real care se implică în viața oamenilor, mai mult de atât, ca un Dumnezeu care a murit pentru dumneavoastră și pentru toți oamenii, de altfel, prin Iisus Hristos, Fiul Său. Descrierea aceasta pe care ați făcut-o de-a lungul a două episoade, vă mărturisesc că a fost tulburătoare. A fost tulburătoare și a fost impresionantă. Dacă aveți, acum la sfârșit, mai avem aproximativ 2 minute din episodul de astăzi al emisiunii Vieți Transformate, dacă aveți un mesaj special pentru cei care ne-au ascultat, poate doar acest episod sau poate și episodul anterior. Da, întorcându-mă acum cu gândul la acei ani și văzându-mi viața și împlinirea mea în această perioadă, pot să spun și pot să îndemn inimile care poate încă nu l-au găsit pe Iisus Hristos, că este poate alegerea cea mai extraordinară pentru un om atunci când face acest pas și că nici o clipă de ezitare, nici o îndoială, nici o punere în balanță a unor lucruri nu ar trebui făcut pentru tot ce a făcut Iisus Hristos acolo la Golgota, pentru jertfa pe care El a depus-o pentru fiecare din noi. De ce îndemn să ne lăsăm cercetați? Cercetați atunci când El ne vorbește și să ne predăm inima, pentru că este singura cale, așa cum spune și Sfânta Scriptură. Eu sunt calea, adevărul și viața. Vă mulțumim încă o dată pentru lucrurile pe care le-ați împărtășit cu noi și sperăm din toată inima să fie de folos celor care le-au ascultat. Să fie de folos în căutarea lor și în umblarea lor, în dorința lor de a-L cunoaște pe Dumnezeu, de a fi aproape, de a fi fericiți în viață. Și consider că nu este un cuvânt prea pretențios, pentru că viața cu Dumnezeu, viața în Iisus Hristos, este o bogăție, este o viață din belșug, este o viață extraordinară.
Vă mulțumesc și Domnul să vă binecuvinteze. Vă mulțumim încă o dată, stimat ascultător, vă mulțumim pentru atenție, vă invităm săptămâna viitoare la un nou episod al emisiunii Vieți Transformate. La revedere! Viața mea, tu mi-ai schimbat, Iisus. Viața e un dar. Aș putea să scriu o carte. Asta da viață. Dar eu ce să fac cu viața mea? M-am cam săturat de viața. Dar viața asta e frumoasă. Se mai poate schimba ceva în viața asta? Vieți transformate.